Și aveți musafiri? Vine mami! Ia uzi, de la București! Da! Ți-e dor de ea? Lasă-le acolo! A venit farburele lumii, e cu istorie! Oh, mulțumesc! Dar nu citești și tu, că mi-ai promis! Mă-ntoi citesc pe acum, animale! Vino puțin la mine! Du-te și adă-mi, te rog, cutiuța aia mică, pare fie chinezească. Știi care? Mulțumesc. Dă mânuțele mă puțin. Ia! Mă puțin la încheieturi. Ca să nu te mușteți în țară. Mami mi-a spus că dacă nu-mi place, să nu mă mai dai. Când o să vină mami acasă, o să facem una ce zice ea. Stai puțin. Gata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine nu-i gata, iau cu lopata. Unde-i Lulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ți l-a adus mami tău din București? Nu, l-am găstigat la Pufăreți. Ia-l tu. Mulțumesc. Da? Da. Dă-mi să vorbesc. Ami. Dă-mi, te rog, telefonul. Alo? Da, dragă, da. Da, spune. Da, i-am invitat. Mâine la prânz. Da? Ce faci, mai vii? Nu mai vin. Mă culc decât de vreme ca să mă trezesc dimineața de vreme ca să o văd pe mami. Bum, 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 bum. Îmi pare bine că ați venit. Mulțumim mult. Dragoș, mă duc la avion, da? Să stai și tu la pe tău, măcar cât mâncă. Mulțumim. Tantinona, vreau și o rețetă asta. Așa salată, dar mai mâncat. Varză dulce. Poți să pui și niște ardei capia. E foarte mâncă. Scuzați, e de la clinică. Un moment. Da, mă, nu-i urgent? Deci ardei, brânză roșie. Eu pun de obicei stele mea proaspătă, puțin sărată. Da, asta eu am învățat-o pentru că înainte punea stele mea din aia veche, după care bea apă 3 zile. Cristina mea e cu progresul. Cum vine de la București, cum îmi schimbă toate rețetele. Le îmbunătățesc, mama. Noroc că am eu ținere de minte. Că tu le mai uiți, dar eu nu am voie să uit. Dragoș, haide. Mobilul e pe firmă? Da. Uite, dacă vrei să vezi. Și e numărul de la cabinet, nu? Nu. Doar că n-avea sens să luăm două. Da, e mai mult așa, pentru urgențe, ca acum când a sunat băiatul de la recepție. Aveți recepție? E recepție, îți imagina. E un holișor și câteva scaune. Toți banii am investit în unitul. Sunt mai multe? Păi sigur. Băiatul a știut în ce să investească, nu ca alții care s-au crezut ei deștepți și și-au băgat toți banii la Caritas. Deci te-ar avantaja un program flexibil? Îți mai păstrezi ceva în București? Uniturile sunt scaunele pe care stăm când mergem la dentist. Te rog, nu mă întrerupe. Nu mai păstrez nimic la București. M-am mut cu
totul aici. Mama nu se mai descurcă singură cu oamenii. Oare am putea aprinde un pic televizorul, că e ora lui de desene? Mai nu se poate. Nu să ne mai înțelegem între noi după asta. Fără sunet, tăiem sunetul. Se uită la imagini, că și așa le știe pe de rost. Sigur că da, nicio problemă. Da? Fi drăguț, apasă tu butonul, că ești mai aproape. Pe doi sunt desenele, acum e Scooby-Doo. Nu, pe Fox Kids, la viața cu lui, te rog. Nu vrei să vii tu în locul meu, facem schimb? Ok, hai. Ami, mă dor picioarele. Ia, stai tu, te rog, acolo. Fosta metalurgică, nu? Da, ți-am arătat acum 2 săptămâni, când am fost cu Nea Bebe la cimitir. Pa, acum o lună am fost. Mersi. O lună? Mhm. Înseamnă că m-am ramolit. Da, am vândut Dacia ca să cumpărăm aici. Dar nu pare rău. A fost pomană. Costă 20 de metri pătrați. Pentru ăștia am dat 60 de milioane. Banii ăștia nu mai găsești nimic azi. La cât am băgat în amenajare, n-a fost chiar pomană. Noroc cu banii de la tata. Auzi, fetiță, dacă tot a venit Cristina, poate că mă repedești pe mine zilele astea până la voi. Mi s-a spart aici în spate un dinte și mă taie, mi-a făcut o bășică la limbă. Da, sigur că da, oricând. Și dacă nu suntem noi, e doctorița Corabie, nu? Uh-huh. Îi las eu vorbă. Da, îi las eu vorbă că veniți. Mie de ce nu mi-ai spus? Aduceam un ștraif metalic și ți-l aranjăm acum. Ce să mai stai o săptămână? E foarte bine, veniți mâine. Duminică? Da, e mai bine, e liber. Așa vezi și tu, spațiu, testezi unit-urile, mai schimbăm o vorbă, nu? Foarte bine, foarte bine. Pâine. Vă mai adun niște pâine? Ia să adun niște pâine. Dragoș, te mai ajuta de seama? Nu. Era că să fie mâine? Pentru noi e bine oricând. Doar să-i spun lui Bebe să nu se ducă mâine la presii. 10? 10? Da, e bine. Uh-huh. Ia. Chiar caldă. Ce șervet frumos. Ami a făcut broderia. Nu pot să cred. Puiule, tu ai făcut așa frumos? Ami, ia arată-i doamnei broderiile tale. Superbă brățara ta. De la curs? Da, am văzut că m-a plăcut cineva și mi-a plăcut. Avem cine, doamnă, vreau, adică niște din jur, mai văd familia ta. Dacă vrei, o chem mâine să-ți arate ce mai are. Și să știi că aduce și pe comandă. Știi cumva dacă e deschis romatul copiilor mâine? Da, cred că până la 3. Că vreau să iau niște pantofi. Asta mi-e... Ami! Gregorio Rizzo. Sunt cei mai buni. Da, aveți dreptate și eu am zis că o să-i caut lui Dragoș. Sunt super. Da, au pielea foarte fină. Te rog să mă crezi că de mult n-am mai văzut pielea așa de bună. Mm-hmm. Auzi, am Gregorio Rizzo. Vrei? Du-te mâine la etajul 2. La încălțăminte, că te ajută fetele de acolo, mami. Dacă e când vii la cabinet, putem face alt treabă. Da, e foarte bine. Da, hai să văd și eu locul, nu? Nu e grabă, noi nu plecăm nicăieri, nu? Mama se grăbește. Ia zi, Ami, ne arăți? Asta este un mic care merge foarte, foarte... Mai Dragoș! Dragoș! Da. Nu-i nimic, iese cu apă rece. Măi, mama! Pune de desubt. Da. Măi, mama! Ami, vrei să-i arăți camera ta lui Dragoș? Haide, da. Haide, du-te cu Ami. Hai! Wow, câte jucării! Hei, stai, nu! Nu mai faci așa! Au! Te rog, nu mai faci așa! Gata! Ce-ai făcut?
safirul nostru, l-ai lovit, Ami, l-ai lovit. Se poate așa ceva? Dar, mami, uite ce nu m-a făcut. Nu ești în cală până nu strângi. Dar mi-a bătut jucăriile. Nu mă interesează, nu ești până nu strângi. Separa el tren.